mică parte din echipa candidaților la alegerile parlamentare a Partidului România Unită. Suntem foarte mândri să vă spunem că am depus liste complete, că avem candidați extraordinari și la Cameră și la Senat și cred că avem una dintre cele mai scăzute medii de vârstă din județul Brașov. Bineînțeles, nu ne comparăm cu alții care au exagerat de tineri, dar sigur că da, noi credem și în experiența oamenilor în viață. Vreau să vă spun că la Senat deschide lista domnul Goidescu, aici lângă mine. Alături de el sunt Daniel Radu, fostul președinte al Partidului România Unită de până acum câteva luni și un domn profesor foarte tânăr, are 33 de ani, asistent, profesor doctor la conservator, profesor de muzică, Răzvan Bularcă. La cameră, subsemnatul pe post de om pe afiș, Mihai Sturzu, al doilea, domnul comandant Cojocaru, comandantul aeroclubului Brașov, Stelian Cojocaru. V-am spus și vă mulțumim încă o dată că ați fost la conferința de presă de acum o săptămână. Noi credem foarte tare că aeroportul Brașov este o prioritate a orașului nostru și am rugat specialiștii să pună umărul. Mai departe avem o tânără colegă, Ana Sandu, nu este aici la noi. Mai sunt Gabi, Alice. Avem foarte multe doamne și cred că o domnișoară pe listă. Și avem încredere că această echipă este echipa care îi va face pe brașoveni să fie mândri că sunt reprezentați așa cum trebuie în Parlamentul României. Liste complete înseamnă că la cameră și că la Senat. 12 cu 6. Domnul Goidescu ține actele aici. Ce sperați? Câți parlamentari o să aibă PRU Brașov la... Noi ne-am dorit 12 cu 6, dar nu se poate 12 cu 6. Brașovul va fi reprezentat în Parlamentul următor de 4 senatori și 9 deputați. Sincer să vă spun, nu fac niciun fel de pronostic. Așa cum la locale mulți îmi spuneau că voi ieși pe locul 16 din 15, așa ne spun și acum că, vezi, Doamne, nu vom lua mai mult de 2 senatori și 4 deputați. Doamne, ajută să fie așa. Mulțumesc.